De Marian Lucu nu pot să repet că eu am stat într-o bancă cu tatăl lui Marian Lucu, Ilie Lucu, doctor habilitat în științe fizico-matematice și așa mai departe. Și îl întreb pe dânsul, mă, tu poți să împrumuți 2000 de lei? Dar nu, că n-am, nu știu ce. Zic, măi, Ilie, este tatăl lui Marian Lucu, măi, Ilie, dacă tu, într-adevăr, n-ai, ești prost. Dar dacă ai și nu vrei să spui, ești un idiot desăvârșit, nu mai există. Cum, măi, fiul, tatăl, prietenul de partid al lui Vlad Plăhătiuc, nu are 2000 de lei să mă salveze pe mine într-o clipă foarte, foarte complicată. Așa. Ei bine, știu eu, știu că nu că nu-i ținem brunar, dar nu-i ținem în Republica aceasta. Scuzați, dar eu zic că asta e un cur de țară, un jivar acolo. Nu-i ține aici. Și nici în România, că dacă cumva se întâmplă ceva, să duc. Și profităm și toți, vă zic așa.